Dragi frați, iubite surori, stimați prieteni, încă puțin și șederea noastră la băile Felix se va încheia. Îi mulțumim lui Dumnezeu că am avut ocazia să facem băi termale spirituale. Sunt de mare valoare, sunt un tratament care. Poate vindecă orice boală, în special bolile spirituale. Este pentru mine o bucurie să fiu cu voi. Poate ați aștepta să mă vedeți aici, pentru că știți că după asta se încheie. Și veți fi liberi de a vă întoarce fiecare la casele voastre. Dar mă rog, ca Domnul să ne mai dea putere puțin și să ne putem concentra asupra cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Le mulțumim tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestei adunări. Știm că fratele George a avut un rol foarte important aici și mulțumim Domnul să-l binecuvinteze în continuare. Pasajul care ne stă înainte în această aproximativ o oră, se găsește în cartea profetului Isai, așa cum observați și în program. Capitolul este 50, 61, unde citim. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns aduc vești bune Celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un, un delem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți perebința ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Acestea sunt cuvintele scripturii, care sunt de mare valoare pentru că mesajul lui Dumnezeu este un mesaj de iubire și compasiune pentru cei păcătoși. Zeii păgâni sunt cruzi, sunt răzbunători, sunt reci. Pretind jertfe umane pentru a fi îmbunați. Nu este cazul Dumnezeului Bibliei Dumnezeul Bibliei este unic, este sfânt, este suveran, este atotputernic, dar este plin de îndurare și bogat în bunătate. Mesajul Bibliei este un mesaj de viață, dar și de sfințenie. Este un mesaj de iertare, dar și de condamnare. Este un mesaj de iubire, dar și de dreptate. Cuvântul lui Dumnezeu, Adevărului Dumnezeu este un adevăr care ne conduce spre viață eternă. Cuvintele lui sunt frumoase, sunt fermecătoare, sunt pline de forță, de noblețe, de logică, de rațiune. Domnul Isus Hristos este exponentul iubirii lui Dumnezeu. Vă rog să priviți pasajul citit. Avem aici câteva lucruri care vrem să le remarcăm, să le discutăm, să le aprofundăm. Primul este, cine vorbește în acest mesaj? Doi, cui vorbește? Și trei, ce promite Domnul celor care sunt receptivi la mesajul Lui? Și poate alte aspecte vom încerca în limita timpului să le observăm. La întrebarea cine vorbește, priviți felul de a se exprima. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine. Vorbește Fiul lui Dumnezeu. Vorbește trimisul cerului în lumea noastră, comisiune nobilă. Comisiune de salvare. Și el se prezintă într-un mod atât de umil. Și el spune că și Domnul, adică Jehova, m-a uns să aduc vești bune. El ne spune că este autorizat de Dumnezeu cu un mesaj. Dumnezeu l-a însărcinat cu o operă grandioasă pentru noi oamenii. M-a uns să aduc vești bune. Pare că ne spune ceea ce eu vă spun nu este de la mine. Cineva mai presus de mine m-a însărcinat cu această misiune. Mauns. Găsim scris în Evanghelia lui Ioan că Dumnezeu i-a dat Duhul Sfânt fără măsură. Dumnezeu l-a pecerluit cu Duhul Sfânt și i-a dat această funcție, acest rol, echipat fiind de Cel Atotputernic. Pentru o misiune atât de specială în lumea noastră. Și același profet Isaia spune în capitolul 11 despre această ungere. 11 Isaia de la versetul 2 Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune și de pricepere, duc de sfat și de tărie, duc de cunoștință și de frică de Domnul, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Cu toții știm că la Iordan, Duhul Sfânt a venit asupra Fiului lui Dumnezeu și a început misiunea spunând pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Deci îmi place când spune că Tatăl m-a uns, Tatăl m-a însărcinat cu ceva foarte special. Și cuvintele în continuare le găsim în acest fel. El, Jehova, m-a trimis. Adică nu vin de la mine însumi, nu este inițiativa mea. M-a trimis tatăl meu și mie, ca fiu, îmi place să fac voia tatălui meu. Ceea ce eu vă spun, spunea Hristos Domnul, este ce am văzut și ce am auzit de la tatăl meu. El m-a trimis. Ori cineva să nu se amintească cuvintele de aur ale scripturii, atât de mult. A iubit Dumnezeu lumea că l-a trimis pe fiul său ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce mesaj special? Ce mesaj care are ca scop? să ne aducă un mesaj, o șansă de a fi reabilitați, de a fi readuși, de a fi relegați cu fântâna vieții care este Dumnezeu, Jehova, m-a Și fiindcă aici vorbește Domnul și amintiți-vă în Luca 4, Domnul citează această profeție, dar nu în totalitate, în parte. Și acum la întrebarea, cui se adresează Fiul lui Dumnezeu aici? Observați felul de exprimare. Să aduc vești bune nenorocit, spune traducerea noastră. Traducerea revizuită parcă spune puțin diferit. Să aduc veșbune bune celor blânzi. Nu oricine e dispus să asculte mesajul Evangheliei, acel care s-a născut, a trăit, a murit, ce poate face el, care nu mai este în concepția celor mulți, celor mari, celor înțelepți acestei lumi? De aceea mesajul Domnului Hristos te adresează în special celor blânzi, celor care sunt conștienți de starea lor păcătoasă celor care simt nevoia unei mântuiri, a unei eliberări, care știu că singuri nu pot face nimic. Și avem nevoie de o forță din exterior care să intervină pentru salvarea noastră. Și spune Domnul aici, m-a trimis să vindec. Da, eu sunt bolnav. Și tu ești bolnav. Boala păcatului ne afectează pe toți. Și această boală incurabilă ne duce la moarte. A venit Hristos Domnul să vindece omul de boala păcatului, de lepra păcatului. Dar spune și aici. Celor cu inima zdrobită. Amintiți-vă că Domnul nostru, în Evanghelia lui Luca, câteva spicuiri din Luca, capitolul 15, pentru a vedea cine este dispus să asculte mesajul Evangheliei. Un stăpân oarecare face un ospăț foarte mare și invită la ospăț, spicuiesc de aici, pe cineva care are un ogor și când îi spune, uite, te cheamă stăpânul la masă, dar nu am timp, îți foarte ocupat. Mai merge mai departe, găsește pe cineva care... Uh, este și el ocupat că are o fermă, are boi și încearcă și îi probează, n-are timp de a răspunde stăpânului. Cineva are familie întocmită de curând, îi prea ocupat, n-am timp nici eu de a răspunde. Și aici am vrut să ajung. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, te de în piețele și ulițile cetății și adu aici pe cei săraci, șunci, orbi și șchiopi. Ăștia sunt cei care au acceptat Evanghelia, nu din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere spiritual. A simțit că suntem bolnavi, am simțit că avem o problemă gravă și de aceea Evanghelia se adresează celor blânzi, celor cu inima zdrobită, să vestesc robilor eliberarea. Da, suntem robi ai păcatului. Acest monar puternic care este păcatul ne ține robi. Rob de credinței, rob superstiției, Rob egoismului, lista este lungă și a venit El să ne aducă mânghiere, eliberare. Profetul Isaia vorbind despre gloria atât de mare a lui Dumnezeu, ascultați-l spunând în Isaia 57 cu 15. Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Nu putem noi cuprinde gloria lui Dumnezeu. Locurile înalte, plin de sfințenie, de puritate, și acest Dumnezeu atotputernic și sfânt spune mai departe, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite, să îmbărbătez inimile zdrobite. Suntem noi cei cu inima zdrobită? suntem noi cei care răspundem acestei invitații a lui Dumnezeu? Iată, dragii mei, de ce mesajul acesta rosti de Fiul lui Dumnezeu se adresează acestora. Nu înseamnă că în poporul lui Dumnezeu nu sunt oameni bogați, dar -s puțini. Nu înseamnă că sunt oameni, nu sunt oameni educați, dar sunt puțini. Nu înseamnă că nu sunt oameni din în alta societate, dar sunt puțini. Și Domnul spune și confirmă această metodă divină de a lucra spunând de lautată, Doamne, al și al pământului că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și ai descoperit pruncilor. Te lau, ca că așa ai găsit tu cu cale. Ferice de voi, de mine, dacă suntem printre cei primiți, chemați, invitați în familia lui Dumnezeu. Nu cred că există pe acest pământ o onoare, un privilegiu mai special, mai înalt decât a fi un fiu al lui Dumnezeu. E totul pentru noi și este mult și este har și este cadou și ne vine tocmai de sus. Deci Domnul vorbește, Domnul Hristos, Domnul se adresează acestora și acum ce le oferă Domnul la cei chemați de el? La cei care răspund chemării? Trecem la versetul 3. Să dau celor întristați din Sion. Să le dau, aici spune, cu ne împărătească în traducerea revizuită spune să le dau frumusețe în loc de cenușă. Pare că dă ideea că noi fără Dumnezeu, fără Hristos, oricine am fi, suntem praf, cenușă, un abur care să arată puțin tel și apoi piere. Eu spune în pledoaria lui, în capitolul 13: Doamne, eu nu sunt decât un pai uscat și o frunză luată de vând. Și eu sunt o frunză uscată, și eu sunt un pai uscat. Iar Avram spune în dialogul cu Domnul când vine pentru Sodoma și Gomora, acea negociere, vă amintiți de ea, Doamne, vreau să mai vorbesc o dată, eu care nu sunt decât cenușă și praf. Așa suntem. Și vine Domnul cu Evanghelia și ne spune, vreau să vă dau ce frumusețe în loc de cenușă. Când Hristos este noi, atunci un om are o valoare specială în ochii lui Dumnezeu. Ce frumusețe ne ofer, Doamne? Frumusețea mea vreau să fie și frumusețea ta. Frumusețea unei vieți noi, frumusețea unei gândiri nobile, frumusețea unui caracter nobil. Vreau să-ți ofer. Ceva ce nimeni nu-ți poate oferi. Care-i oare frumusețea copilor lui Dumnezeu? Care este oare frumusețea Bisericii lui Hristos? Nu o frumusețe exterioară, ci o frumusețe interioară. Omul în tine, este preocupat de frumusețea exterioară și mai puțin de cea interioară copilul lui Dumnezeu nu vor neglija aspectul exterior, dar îi va preocupa în mod special frumusețea interioară, omul ascuns al inimii în frumusețea și neperitoarea lui smerenie. Iată ce spunem Salmul 93 despre această frumusețe a copilului Dumnezeu. Îmi place acest verset și vreau să îl împărtășesc cu voi. 93 cu 5. Mărturile tale sunt cu totul adevărate. Și acum spune, Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul că vom vremurile. Frumusețea bisericii lui Dumnezeu este sfințirea. Ce este sfințirea? este asemănarea cu Dumnezeu. Pavel spune așa de frumos când ne amintește în Roman, capitolul 6, o dinioară, erați robe ai păcatului. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine. Dar odată ce ați auzit băviți de păcat, v-ați făcut robea lui Dumnezeu și aveți ca rod sfințirea iar ca sfârșit, viața veșnică. Asta e frumusețe. Frumusețea unui caracter plăcut, acceptat de Dumnezeu. Aceasta o realizează nu omul, ci Dumnezeu, prin Duhul lui Cel Sfânt, într-o inimă deschisă, care cooperează cu el în această operă. Atât de specială, de să vă dau frumusețe în loc de cenușă. Mai departe. Ce oferă Domnul? Un undelem de bucurie în locul plânsului. Da? Plângem și am plâns adeseori. Și bine că plângem, dar Domnul spune. Ați fost descurajați, ați fost dezamăgiți, ați avut problemele și eșecurile voastre, vă aflați în situații fără ieșire. Domnul spune: Vreau să vă dau ceva în locul întristării voastre. Și ne ofer, Doamne, un de de bucurie. Un delemnul simbolul Spiritului Sfânt. Dar spune aici că e de bucurie. Avem noi această bucurie pe care o oferă Dumnezeu copilor Săi? Este bucuria credinței? Este bucuria speranței? Este bucuria de a fi un copil al lui Dumnezeu? Apostolul Ioan vine și spune: Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? să ne numim copii ai Lui. Și suntem, dar lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-au cunoscut nici pe El. Nu știm ce vom fi, dar știm, Doamne, ascultați-L, vă rog, dar știm că atunci când El se va arăta, vom fi asemenea Lui, pentru că îl vom vedea așa cum este. Eu bucuria aceasta este enormă. Biblia este o carte a bucuriei. Roada Duhului este dragostea și doi, bucuria. Un creștin trebuie să fie bucuros. Bucuria aceasta a unei speranțe glorioase, bucuria învierii morților, bucuria prezentă care ne animează în fiecare zi prin experiențele noastre. Da, înseamnă că nu avem probleme, nu avem necazuri, nu avem... Ba da, le avem, dar oricât ar fi necazul de mare, avem un Dumnezeu mai mare decât necazul. De aceea, când avem necaz, poate că nu totdeauna trebuie să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, cât de greu mi este, ci să-i spunem necazului nostru că avem un Dumnezeu. Și asta ne ajută foarte mult. Să dau o haină de laudă unui duh mâhnit. O haină de laudă. N-avem noi haine? Da, dar nu-ți de laudă. Hainele astea, oricât ar fi de frumoase, sunt uh, niște zdrențe în comparație cu haina dreptății lui Hristos pe care o oferă celor care răspund chemării lui. Când citeam aici că el ne oferă o haină de laudă, mă gândeam la fiul risipitor, bietul de el, o plecat, o lăsat, un tată iubitor, un tată care îi oferea totul cu drag, nu că eu vreau partea mea, și-o luat -o, și -o mers, și-o ajuns la porci, hrănindu-se cu roșcovele. Binecuvântarea este că și-o venit în fire. A, ah, unde am ajuns? Ce-am fost? Și unde am ajuns? S-a întors la tatălui. Tatălui l-a așteptat cu drag. Să uită și de departe merge spre el. Și aici vine îl îmbrățișează, îl sărută și spune robilor săi: aduceți haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu el. Cât de minunat este că această haină a lui Hristos, valoarea gerfei lui, este acordată și nouă și ne acoperă goliciunea noastră cauzată de păcat. Iată ce spune în versetul 10 din capitolul 61, Isaia. Mă bucur în Domnul. Și Sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Dar de ce te bucuri așa de mult? De ce ești atât de vesel? Că-și m-am îmbrăcat cu hainele mântuirii. M-a acoperit cu mantaua izbăvirii ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească, ca o mireasă împodobită cu podoabele ei. Asta e bucuria noastră, asta e speranța noastră, că avem pe Hristos ca Domnul nostru, ca avocatul nostru, ca cel care ne pledează cauza în fața justiției divine. Fără haina Lui, suntem goi, suntem ticălos, suntem orbi. Apocalipsa, capitolul 3, Biserica din Laodicea. Deci șansa noastră, bucuria noastră este că Dumnezeu, prin Hristos, ne oferă meritul lui Hristos. Și prin acesta putem fi acceptați de Dumnezeu. Deci am văzut cine vorbește, am văzut cui se adresează și am văzut ce oferă Domnul celor care răspund chemării Lui? Și spune mai departe să fiți numiți terebinți ai neprihănirii. Mă uitam ce înseamnă cuvântul acesta terebinți și este vorba despre un arbore care crește în deșert și care are totdeauna frunzele verzi. E un simbol aici al răsplății eterne pe care Dumnezeu o dă celor chemați de El. terebința ai neprihănirii. Vor avea o glorie despre care spune Domnul Mă duc să vă pregătesc un loc. După ce îl voi pregăti, mă voi întoarce. Și acolo unde sunt eu să fiți și voi terebinți ai dreptății un răsad al Domnului ca să slujească spre slava lui un răsad al Domnului știți că grâul este plantația semănătura lucrarea lui Dumnezeu este un răsad al Domnului. Știți că greul acesta în final va fi adunat în grânarul ceresc pentru veșnicie, un răsad al Domnului, spune aici, ca să slujească spre slava Lui. Pot reveni puțin la expresia să slujească spre slava Lui. Și acum întrebarea mi se pare că se impune acesta e Domnul, așa a lucrat El, așa promite El, așa transformă El, așa echipează El. Dar oare urmașii lui Hristos nu sunt și ei echipați cu Duhul lui Dumnezeu? Urmașii Domnului Isus nu sunt o clasă de unși? Urmașii Domnului Isus, pare nu și ei au misiunea de a veste Evanghelia, de a mângâia, de a ridica, de a pansa. Să ne uităm la câteva scripturi. Pentru că am putea găsi că aceeași misiune, păstrând proporțiile, au și urmașii Domnului Isus. Și aș vrea să ne uităm mai întâi în fapte capitolul 1. 1 și versetul este... Fapte, capitolul 1 și versetul este, cred că, 8. Iată ce scrie aici. Ci voi, spune Domnul Iisus, veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria, până la marginile pământului. Deci Domnul însărcinează pe urmașii lui și le spune, veți primi o putere, veți primi ungerea cu Duhul Sfânt, s-a întâmplat la cinzecime și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia și până la marginile pământului. Acum să ne gândim. Domnul spune, m-a să vestesc, m-a trimis să aduc vești bune. poporului Dumnezeu are de transmis un mesaj în lumea aceasta? Iată ce găsim scris în 1 Petru, capitolul este 2 și versetul este 9. Scrie așa, voi, voi sunteți o seminție aleasă, sunteți o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor al lui Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui care va a chemat din în întuneric la lumina sa minunată sunteți un popor al lui Dumnezeu, sunteți o preoție, sunteți un neam sfânt, o seminție aleasă. Ce aveți voi de făcut? Să vestiți, o altă traducere spune, excelențele, valorile celui care v-a chemat din întuneric la lumina lui minunată. Ce misiune nobilă! Ce privilegiu să vestim Planul armonios al lui Dumnezeu. Ce frumoase sunt pe munți picioarele, celul care aduce bune care vestește mântuirea. Așadar, pășind în urmele Domnului nostru, avem și noi misiunea să vestim Evanghelia lui Dumnezeu. Apostolul... Pavel spune în 2 Corinteni 1, 21, 22, iată ce găsim scris. În 2 Corinteni, spuneam parcă nu. Nu cred că e 1 Corinteni 1, 21, 22. Mai aveți, vă rog, puțină răbdare până când Longa găsi versetul acesta, este în Corinteni, da, 1, Ascultați-l pe Sfântul Pavel spunând, și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns, este Dumnezeu. Dumnezeu l-a uns pe Hristos. Dumnezeu unge cu Duhul Sfânt, oferă, dăruiește Duhul Sfânt urmașilor lui Hristos. El ne-a și pecedluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Ne-a uns cu Duhul Sfânt, ne-a pecedluit ce diferență este între ungere și pecedluire. Poate că e un subiect mai vast și un pic mai. Greu de abordat, cel puțin despre mine. Dar aș înțelege că toți care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt autorizați să vestească veștile bune. Pe celuirea e o lucrare în care, în caracterul celui chemat, se imprimă tipului Hristos. Cel chemat are ca prioritate să se asemene cu Domnul lui. Are privilegiu să transmită același mesaj de mântuire. Are privilegiu, și aici aș vrea să ne gândim puțin, când Domnul spune, dacă eu nu mă duc, nu va veni mângâietorul. Adică am putea noi să avem Duhul Sfânt și să rănim, să jignim, să urâm, să ne mâniem. Duhul Sfânt e mângâietorul. Duhul Sfânt va pansa. Duhul Sfânt va pune alifie. Duhul Sfânt va ridica. Dar Duhul Sfânt nu-i va spune răului bine, nici păcatului neprivenire, Dar scopul celui care e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu este acesta să vindece, să panseze, să ridice, întinde mâna, nu să apese, ci să salveze. Despuneam că cei chemați sunt o clasă de unși care împreună cu capul lor Hristos au această misiune atât de specială în lumea aceasta, de a transmite adevărul, de a aduce veștile bune, de a transmite mântuirea, de a vindeca, de a mângâia, de a înviora, de a pansa și așa mai departe. Întorcându-ne la versetul nostru pentru câteva minute, vreau să vedem ultima Parte de aici, deci e vorba de versetul 2, despre care n-am vorbit aproape deloc. Deci spune așa aici, uitați-vă la el, se vestesc anul de îndurare al Domnului. Domnul citează în Luca 4 această parte a versetului 2. Și el spune astăzi s-au îndeplinit cuvintele acestea. Acum vă rog să vă gândiți și voi, și eu meditez la aceasta, faptul că anul de îndurare apare aici, înaintea zilei de răzbunare, mă conduce la concluzia spel logică că anul de îndurare este dispensația creștină în această perioadă de aproximativ 2000 de ani, vedem cele mai prețioase manifestări de bunătate, de îndurare, de iubire a lui Dumnezeu. Și poate că culmea cu acestei iubiri divine o vedem la Golgota. Pe de îndurare, Dumnezeu și-a manifestat Bogăția harului său prin jerfa de pe Golgota asta înseamnă îndurare, înseamnă bunătate, înseamnă bogăție de har. Gândiți-vă de asemenea la faptul că Dumnezeu face acestei clase chemate făgăduințe cum mari, nespus de mari și prețioase. Asta e îndurare din lumea aceasta căzut în păcat, să ridice la o înălțime atât de mare pe tron împreună cu Fiul Său, este îndurarea lui Dumnezeu, dragii mei. Gândiți-vă că în această perioadă a fost revelat planul divin de salvare a întregii omeniri. Asta înseamnă îndurare din partea lui Dumnezeu. Nu putem noi să vorbim de iubirea divină în plinătatea ei, în desăvârșirea ei, dar putem simți că îndurările lui Dumnezeu e sunt dăruite în fiecare zi. Caracterul lui este minunat pentru noi. Și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Este un an de îndurare, 365 de zile, și este o zi de 24 de ore de răzbunare. Nu le luăm literal, dar în comparație una cu cealaltă, e o diferență vizibilă. În ceea ce privește ziua de răzbunare, poate că aș aminti și aș citi din Cefania. Capitolul este 1 și versetul 14 și 15. Ziua cea mare a Domnului este aproape. Este aproape și vine în grabă mare, Da, este aproape ziua cea marnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz, o zi de groază, o zi de pustire, de nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nor și de întunecime, o zi în care va suna trâmbița și așa mai departe. Deci, ziua de răzbunare este perioada asurată aici, în care se sfârșește viacul evanghelic, se sfârșește istoria păcatului, se sfârșește domnia uzurpatoare a marelui adversar satan. Este o zi în care nu vorbim aici de răutate divină. E o acțiune dreaptă a mâniei lui Dumnezeu. E nevoie ca lumea aceasta care încă este ținută sub stăpânirea unor forțe ale întunericului să fie eliberată. Nu poate omul să se elibereze din sistemele prezente. E nevoie de intervenția Domnului nostru. Ziua de răzbunare are ca scop să nimicească pe cei ce asupresc, pe cei care dețin puterea și o folosesc spre scopurile lor egoiste și să aducă eliberarea robilor. Eliberarea omenirii care geme în suspin și necazuri. De aceea, amintiți-vă, fără să intrăm în detalii, Babilonul va fi nimicit ca o piatră de moară aruncat în mare și nu se va mai ridica niciodată. Amintiți-vă că neghina, opera celui rău, va fi arsă, distrusă pentru totdeauna ca sistem, ca organizare. Amintiți-vă că strugurii vii pământului vor fi aruncați în teascul mâniei lui Dumnezeu. Așadar, fiara, prorocul mincinos, sistemele acestea ale nelegiuirii, ale păcatului trebuie desfințate pentru totdeauna și în locul lor va fi stabilită împărăția lui Dumnezeu. Voi încheia cu ultima parte din versetul acesta, Isaia 61, unde spune ca să slujească spre slava lui. Opera aceasta a Domnului nostru, începută la Botez, la Iordan, cu lucrarea atât de specială și minunată a erei creștine, cu lucrarea glorioasă a viacului milenar, va sluji spre slava lui Dumnezeu. Îmi place un verset care spune în Psalmul 29: Imediat ne uităm, Psalmul 29 versetul 9 partea finală În locașul Lui în locașul Lui Dumnezeu în prezența Lui Dumnezeu totul strigă slavă totul strigă glorie va sluji spre slava Lui cerul îl preamărește pe Dumnezeu amintiți-vă Serafimii spunând: Sfânt, sfânt, este Domnul. Amintiți-vă cele patru făpturi vii din cartea Apocalipsei, care zic zi și noapte, fără încetare: Sfânt, sfânt, este Domnul. Astăzi, Biserica lui Dumnezeu este spre slava lui Dumnezeu. Îi cântă slavă și glorie lui Dumnezeu. Dar oare. Va veni și ziua în care oamenii, cerul și pământul într-un cor armonios să strige glorie lui Dumnezeu. Totul va striga slavă lui Dumnezeu. Ascultați Cartea Apocalipsei, capitolul 4, capitolul 5, versetul 13 și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, încă nu le auzim, dar le vom auzi. Ce vor spune toate, toată creația lui Dumnezeu, din cer, de pe pământ, vor zice într-o zi ceva. Ce vor zice? Aceluia ce șade pe scaun de și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în veci vecilor. Așteptăm ca cerul și pământul să cânte glorie lui Dumnezeu. Biserica spuneam că este despre slava lui Dumnezeu. Câteva versete în fugă rapide. Prumoasă înălțime. Bucuria întregului pământ va fi muntele Sionului Din Sion care este Întruparea Desăvârșirii De acolo va străluci Dumnezeu Dumnezeu iubește Porțile Sionului Mai mult decât toate locașurile Lui Iacov În ziua aceea Biserica în mod plenar În gloria cu Domnul ei Va cânta slavă Și gloria lui Dumnezeu O merită că e Dumnezeu Cel care ne-a adus salvarea prin Domnul Isus Hristos. Fiți binecuvântați, dragii mei frați și surori și stimați prieteni. S-a vorbit mult de faptul că fratele George va pleca și poate nu ne vom mai întâlni. S-a spus multe lucruri. Eu vreau să spun cât pot de scurt. Frate George, îți mulțumim. Pentru mine, ai fost o binecuvântare. ne a învățat să înțelegem planul divin mai bine. Dar ceea ce m-a impresionat întotdeauna la fratele George a fost caracterul lui, umilința lui. Fie ca Domnul să-l călăuzească de acum și până veșnicii. Amin.